Candidatul Alianței PSD-UNPRPC, Victor Ponta, ar câștiga alegerile prezidențiale cu un scor de 55%, învingându-l pe contracandidatul său, liberalul Claus Iohannis, care ar obține 45% în cel de-al doilea tur al prezidențialelor, arată un sondaj CSCI realizat pe 5 noiembrie. Sondajul efectuat la nivel național după metoda Cati are la bază un eșantion de 925 de interviuri multistadial cluster cu selecția probabilistică a persoanelor, iar eroarea tolerată este de 3,3% la un nivel de probabilitate de 0,95%.